Tată căpăstrul, accidentul pe care l-ai avut te-a speriat rău. Pare delicios, nu-i așa? E foarte bun. Vrei unul? E al tău, dar numai dacă mi-l iei din mână. Oh, n-a fost atât de greu, nu? Bine, bine, ne ocupăm de asta mai târziu. Să știi, Diablo, n-am să cedez atât de ușor. Acum Sara demonstrează care sunt calitățile unui îmblânzitor de cai: răbdarea, perseverența, bunătatea și o afecțiune reală pentru cai. Acum trebuie să încetezi, să ne mai filmeze o vreme. Îl agită pe Diablo. Bine, sigur. Nicio problemă. Sigur, Molly e bună, dar când ne vor vedea pe noi pe caseta ei, își vor da seama cine sunt vedetele. Exact. Bun, începem. Zoe, cum e să fii proprietara unuia dintre cei mai frumoși cai din lume? Proprietara celui mai frumos cai din lume. Nu, vreau să spun unul dintre cei mai frumoși cai din lume, dar ajunge cu asta, e rândul meu. Le lăsăm să se certe, șef. Nici gând. Am o idee, dar am nevoie de ajutorul vostru, al amândurora. Nu contați pe mine, eu nu mușc mâna care mă hrănește. Dacă Chloe și Zoe reușesc, să știi că vor fi mult prea ocupate ca să mai petreacă timpul cu tine, Angora. Ceea ce înseamnă că îți poți lua adio de la bunătăți. Și care e planul? Haide, ușurel, Diablo, ușurel. Ai mai purtat căpăstru. Nu e mare lucru, doar tu și cu mine. Wow, a reușit! Aș vrea să fi filmat asta. Și eu, dar să ne ținem de promisiune. Nu filmăm până nu ne dă voie Sara. Chloe Stilton transmite de la grajdurile Horseland. Veți vedea cel mai... Hai! Zoe Stilton transmite de la grajd. Apsiu! Ne-am întors la... Hei! Mersi mult, Zoe! Ai grijă pe unde mergi. Scuzați-mă, a văzut vreuna dintre voi... camera ta video? Dați-mi-o. Chloe m-a obligat. Ușurel, băiete. Diablo, nu te mișca! M-ai lăsat să spun căpăstru, dar trebuie să merg mai departe. Cum să te ajut dacă nu mă lași? Îmi vine să renunț. Oh, nu! Am uitat să-mi opresc telefonul. Alo? Oh, Madison, îmi pare foarte rău. Ce e, Sara? Ce s-a întâmplat? Au găsit un cumpărător pentru Diablo. E groaznic. De ce să-l vândă pe Diablo înainte să termine îmblânzirea? Păi, încă nu au încheiat târgul. Dar părinții lui Madison au renunțat la Diablo și sunt nerăbdători să caute alt cal. Dacă nu văd rezultate până mâine, îl vor vinde. Dar trebuie să faci ceva. Am încercat. Am avut destul noroc până acum. Calul ăsta are nevoie de mine, dar nu-l pot ajuta. Sara, e una dintre cele mai dure provocări pe care le-ai înfruntat. Cred că ai nevoie de o pauză. De ce nu mergi puțin pe traseu? Poate că am să o scot puțin pe Scarlet, cât fac o pauză. Trezește-te și simte mirosul fânului. Zilele tale sunt numărate. Dacă Sara nu te poate îmblânzi, ai să o pierzi pe Madison, cel mai bun stăpân pe care l-ai avut. Singurul stăpân pe care l-am avut. Și uite ce i-am făcut. S-a rănit din cauza mea. Vrei să spui că te comporți așa din cauza accidentului? Stai așa. Și eu am făcut greșeli și Molly a căzut de câteva ori. Molly nu șchiopătează, Madison da. Ce crezi că faci? Ce crezi că fac? Încetează, Diablo. Fuga nu e o rezolvare. Predică altcuiva, câine. Eu am plecat. Vai de mine. Mă duc după ajutoare. Diablo, întoarce-te! Trebuie să mergem după el. Adu aparatul de filmat. O, Scarlet, încă nu știu ce să fac ca să-l ajut pe Diablo. Privește, Scarlet, Diablo fuge! După el, Scarlet! A luat-o pe acolo! Diablo, stai! Diablo, întoarce-te! Vai de mine, suntem blocate! Am să mă cațăr pe aici și am să cer ajutoare. Tii cu minte, bine? Mă întorc cât pot de repede. Ei, uite cine e aici! Nu știu care-i problema ta, Diablo, dar eu mi-am dat silința să te ajut, iar acum am eu nevoie de ajutorul tău. Am să-ți spun ce trebuie să faci. Să mă lași să urc în spatele tău, apoi vom călări împreună după ajutoare. Nu accept niciun refuz. Trebuie să faci asta, Diablo, pentru Scarlet și pentru mine, și mai ales pentru tine și Madison. Vezi? Nu-i chiar așa de rău. Acum am să mă prind de tine și am să încalec. Acum... Te rog, fii cu minte. Foarte bine, Diablo, foarte bine. Scarlet, rămâi aici și nu intra în panică. Venim cu ajutoare. Gata? Bine, să mergem. Bailey, uite, scoate aparatul de filmat. Sara îl clărește pe Diablo. Și astfel, datorită răbdării și perseverenței sale, Sara și Diablo au chemat ajutoare pentru a o elibera pe Scarlet. Sara și-a recăpătat încrederea, iar Diablo s-a întors la Madison și au călărit fericiți până la adânci bătrâneți. Foarte bine făcut, Molly! Mulțumesc! Iar acum trebuie să vă spun ceva. Canalul mi-a apreciat reportajul. Vor ca eu să fiu noul lor reporter junior. Oh, Molly, e minunat! Ai reușit! Când ai să începi? Nu încep, i-am refuzat. Ce-ai făcut? N-aș mai fi avut timp să călăresc. Iar acesta e cel mai important lucru, nu-i așa, Calipso? Și îți vor arăta reportajul? Am muncit mult la el. Regret, dar i-am rugat să nu o facă, pentru Sara. Mulțumesc! Nu vreau să creadă toată lumea că eu pot vorbi cu caii, dar slavă cerului că mă descurc cu ei. Nu-i așa, Scarlet? Da! Mă bucur să văd că răbdarea și perseverența au dat roade, făcând-o pe Sara să creadă din nou în ea. Nu-i așa, Tini? Așa e, șep. N-am vrut să vă arăt asta în fața lui Zoe și lui Chloe. Ia priviți! Chloe Stilton transmite de la grajdurile Horseland. Veți vedea cel mai Zoe Stilton transmite de la grajd. Ne-am întors la... Hei! Unele persoane, ca și Chloe și Zoe și Angora, nu duc niciodată lipsă de încredere în ele însele, fie că e pe bună dreptate sau nu. Alții, precum Sara, au nevoie să dovedească ce pot din când în când. Dar voi...